Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, iar așa disprețuit că ți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui, suntem tămăduiți. Bine ați venit în această seară, care nu este o seară a bucuriei, este o seară a durerii, este o seară a suferinței, este o seară a crucii, dar în același timp este o seară a biruinței, pentru că atunci când moartea a crezut că are sorți de ispândă, când oamenii au văzut în Iisus un om slav zdrobit, acolo în moartea lui exista biruință. De aceea vă invit să ne ridicăm pe picioare și să începem seara aceasta mulțumindu-i lui Dumnezeu pentru darul nespus de mare în Domnul Iisus Hristos. Înălțăm numele Tău, Tatăl nostru, care ești în cerul și Te binecuvântăm. Creatorul lumii, Creatorul fiecare dintre noi, mulțumim că ne-ai făcut după chipul și asemănarea Ta. Dar, Doamne, Tu știi că prin păcat am pierdut chipul acesta, Doamne, parte din chipul Tău, Doamne. Și Ți-ai trimis Fiul pe acest pământ să restaureze acest chip în fiecare dintre noi. Să semănăm cu Tine, să umblăm ca Tine, să iubim ca Tine, să ne închinăm ca Tine. Și, Doamne, înțelegem că lucrul acesta s-a putut face doar prin zdrobire, doar prin moarte și trebuia cineva și îți mulțumim pentru că acel cineva a fost Fiul Tău, Iisus Hristos. Mulțumim în seara aceasta pentru cruce, mulțumim pentru cuie, Doamne, mulțumim pentru bici, mulțumim pentru purpură, Doamne, mulțumim pentru batjocuri, mulțumim pentru angajamentul de a merge până la capăt, Doamne, suntem recunoscători. Și în seara aceasta vrem să venim înaintea Ta cu reverență, cu recunoștință pentru ceea ce ai făcut pentru noi. Mulțumim, Doamne, pentru că iubirea Ta e atât de mare, încât oricât de mult am încercat să o descriem, n-avem cuvinte suficiente. Binecuvintează poporul Tău, pregătește-ne să ne întâlnim cu Tine la masa Ta, pentru că ne-am rugat în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Yeah.
Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li-l a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Vă rog să ocupați locurile și să ascultăm un îndemn pe note la cina Domnului. În meditație, să medităm la, gândim la cuvintele acestei cântări. In days of childhood, I used to play till evening shadows come. Then winding down an old familiar pathway, I heard my mother at set of sun. Come home, come home, it's supper time. The shadows lengthen fast. Come home, come home, supper time. We're going home at last. Some of the fondest memories of my childhood were woven around supper time, when Mom would come to the back steps of the old home place and she'd say, come on in, George, it's supper time. Oh my, but how I'd love to hear that once more. But you know, for me, time has woven the realization of a truth that's even more thrilling. And that's when the Lord comes to the portals of glory and says to come on in, for it's supper time, and we'll be gathered around the table with the Lord himself at the greatest supper time of them all. In visions now I see her standing yonder, and her familiar voice I hear once more. The banquet table's ready up in heaven. Oh, it's supper time upon the golden shore. Come home, come home, it's supper time. The shadows lengthen fast. It's supper time. Domnul ne cheamă să stăm la masă cu El în seara aceasta. Gândește-te că masa în ceruri e întinsă. Pentru unii dintre noi s-ar putea să fim poate ultima masă pe acest pământ la care participăm. Dar nu uita că masa
e întinsă și Domnul așteaptă. El este aici și El ne așteaptă și acolo. În timpul de rugăciune pe care îl vom avea împreună, aș vrea să-ți mărturisești Domnului păcatul. Vino înaintea Domnului, spune-i ce te apasă, spune-i ce te doare, plângi înaintea Domnului, căci Domnul e aici. Pavel spune în 1 Corinteni, cercetați-vă și în felul acesta mâncați. Haideți să ne cercetăm înaintea Domnului și în felul acesta să putem să ne apropiem. Dacă ai ceva de mărturisit înaintea Domnului, mărturisește. Dacă ai vreo problemă de rezolvat, rezolvă. Și în felul acesta, cu inima deschisă, să putem să ne apropiem de masa Domnului în seara aceasta. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm Domnului. Tată din cer, ne-ai împărășit și ne-ai atins cu dragostea ta și cu bunătatea ta. Ce mare ești! Pocăiții de la New Life sunt îngenunchiați ca să te onoreze, să te cinstească, să te laude, să-ți aducă recunoștință pentru jertfa supremă, pentru iertare supremă, pentru eliberare, pentru mântuire și viață veșnică. Doamne, eu vreau să mărturisesc în această seară că sunt aici prin mila și îndurarea ta. Că sunt pe picioare pentru că tu mi-ai dat din nou viață. Eu vreau să te slăvesc și să te onorez. Și să mărturisesc că ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin. Tatăl Sfânt de ceruri, în aceste momente de cercetare, în această seară, stăm înaintea ta. Îți mulțumim că ești prezent în mijlocul nostru. Lasă ca Duhul Sfânt în această seară să ne atingă pe fiecare dintre noi. Să se atingă de nevoile noastre, să se atingă de nevoile noastre. Doamne, îți mulțumim că în vastitatea creației tale ne-ai cuprins pe noi. Îți mulțumim că te-ai făcut om, apoi în același timp ai fost Dumnezeu. Îți mulțumim că ai fost ascultător până la cruce. Ai dat viața pentru fiecare dintre noi. Că ai murit și ai înviat. Îți mulțumim că astăzi suntem în trupul tău pentru că tu ne-ai mântuit. Amin. Tu ai suferit în locul nostru. Suferințele noastre, păcatele noastre le-ai luat asupra ta. Îți mulțumim pentru lucrul acesta în această seară. Medităm și stăm înaintea ta și ne aducem aminte fiecare, Doamne, cât de păcătoși suntem. Și noi meritam moartea, noi meritam pedeapsa, dar Tu ai luat asupra ta toate păcatele noastre. Îți mulțumim că ne-ai adus mântuirea, ne-ai adus eliberarea. Te rugăm să ne ajut să ne cercetăm și așa să ne apropiem de masa ta. Ajută-ne, Doamne, să fim vrednici aici și apoi dincolo în veșnicie. Amin. Amin. Doamne, curățește-mă și în această seară, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Îndepartă din viața mea tot ce nu-ți place și cercetare de mine însuși să mă apropii de Sfânta Cină. Și eu te rog, Doamne, că jertfa ta nu este satanică și te cinstim și te slăbim acum și în veci. Amin. Dragostea lui Dumnezeu față de noi, Tu ai murit pentru păcatele mele. Îți mulțumesc, Doamne.
pentru mine. Te rog, Tată Doamne, să mă curi. Și eu, să mă sfințesc, să mă cercetez, Tată Doamne, da, Doamne, ca tot ce fac să fac după voia Ta, Tată Doamne, să nu mă abadă la calea care duce la Tine, Tată Doamne. Și dacă ceva se întâmplă, adu-mă pe calea dreaptă, Tată Doamne. Și cercetează inimile noastre astăzi când ne apropiem de Matra Ta. Și-ți mulțumim că ne-ai dat această onoare și această minunată ocazie de a sta cu Tine la masă. Amin. Admite în această seară, Tatăl nostru, să stăm la cruce ca și să trebuie. Pentru că unde trebuia să fim noi, Doamne, ai făcut Tu, Doamne. Ai murit în locul nostru, Doamne. Ai luat din apăcatul nostru. Ne-ai iertat și ne-ai iubit. Nu te poți prea bun, Doamne. Pentru că ne-ai iubit atât de mult. Și noi îți mulțumim. Toată viața mea, eu doresc, Doamne, să stau lângă Tine. Doresc, Doamne, să fac voia Ta, Doamne, și toată casa mea. Fii sfințit, atât scumul meu, și onorat și mărit, și acum te vede de aici, Amin. Da, da, să știu, în numele Domnului Iisus, care de bună voie și de dragoste, ai stat cu mâinile întinse pe cruce, Doamne, în locul meu. Mulțumesc, Tatăl, iartă-ne de tot ce am venit. Da, Doamne. Sângele Tău curat, care a curs pe pământul acesta, Doamne, Doamne, ajută-i ca să te cunoască pe Tine, pentru că este ajuns, Doamne. Nu se vor rătăci, nu se vor pierde dacă te cunoști pe Tine. Îți mulțumesc dinainte pentru toate, la bun și până în viață. Amin. Și eu cu reverență înaintea Ta și te dau și îți mulțumesc pentru că ai murit în locul meu. Doamne, dragul Doamne, Pământului Doamne, ți-ai dat viața, ai venit din cer și mulțumim că mi-ai dat mântuire, Doamne, și am dorit ca să stăm în această frumoasă, Doamne, mântuire care ne-ai dat-o până la studeții noastre. Binecuvântează această seară, pregătește Sfântul pentru noi, Doamne, care stăm la ascultare și binecuvântează și ce sunt plecați, mântuire cu noi ce se sunt ultimele minute aș vrea să le rezervăm tinerilor. Rog și tinerii să vină înaintea Domnului în rugăciune. Amen. Amen. Amen.
dată pentru să mă binecuvânt prin sângele Tău care a fost pe cruce, Doamne. Să fim aproape de Tine și, Doamne, iartă-ne pentru tot ce facem. Și vreau să fim mai mult aproape de Tine, să te slujim pe Tine, Doamne, și să mă sunt pentru că te ești pe cruce pentru păcatele noastre și ca într-o bună zi să fim cu Tine în cer. Amin. Amin. Se pentru cruce, mulțumim pentru îndemnul acesta, Doamne, că ne chem la masa Ta. Într-o zi, Doamne, ne vai chema în părtășie cu Tine. Ajută-ne să fim pregătiți pentru acea părtășie, Doamne. Ajută-ne să fim pregătiți pentru masa Ta, pentru eternitatea împreună cu mirele nostru. Mulțumim încă o dată pentru moarte, Doamne, și binecuvintează-ți poporul Tău din seara aceasta. Vrem să înălțăm jertfa Ta, Doamne, în inimile noastre în fiecare zi. Și asta să fie dorința sufletului nostru, pentru că am rugat în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin. Corinteni, capitolul 5.
cuvântul care ne va folosi ca îndemn pentru seara aceasta, îl găsim la 1 Corinteni, capitolul 5, vom citi doar 3 versete, de la versetul 6 la versetul 8, ridicați în picioare. Să urmărim cuvântul, nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. Căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim, dar prasnicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Gândul care m-a călăuzit și mă va călăuzi în seara aceasta, în mesajul pe care o să-l am, este compus din cuvintele acestea pe care le găsim în versetul 7, ultima parte. Hristos, paștele noastre sau paștele nostru, adevărul care transformă. Domnul Iisus Hristos spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul este cel care vă va face slobozi. Numai adevărul, frați și surori, iubiți ascultători, ne face liberi cu adevărat. El cu adevărat ne descopere realitatea, aduce echilibru și perspectivă în viața noastră. Cuvântul tău este adevărul. Aici este întreg adevărul. Pavel face această afirmație în textul pe care l-am citit. Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Scopul meu în seara aceasta este ca să înțelegem ce înseamnă această expresie Hristos, paștele noastre. Iar mai apoi, dacă înțelegem lucrul acesta, este această expresie, această afirmație un adevăr real și pentru tine? Este El paștele tale? Aș vrea ca în primul rând să vedem ce înseamnă această expresie. Am citit mai multe studii, comentarii și unii traduc Hristos, mielul de Paște sau mielul pascal. Nu cred că aceasta este înțelegerea acestui text. Haideți să vedem ce înseamnă această expresie și apoi să vedem dacă putem să o aplicăm și la noi în seara aceasta când ne apropiem de masa Domnului și dacă este într-adevăr vreo legătură între ceea ce spune Pavel și evenimentul pe care îl prăznuim, praznicul pe care îl prăznuim în seara aceasta. Vedeți? Evanghelia este simplă și Dumnezeu vrea ca să o facă și mai simplă și mai clară pentru fiecare dintre noi. De aceea, adeseori întâlnim pe paginile Sfintei Scripturi evenimente, realități cotidiene pentru a demonstra, pentru a explica anumite concepte care presupun un grad mai înalt de dificultate. Astfel întâlnim... Mi-aduc aminte că eram în România și aveam un diriginte care era foarte interesat să ne dezvolte gândirea independentă, spiritul de orientare și să învățăm lucruri noi. Eram într-o biserică de țară și ne-a dus într-o excursie în Munții Apuseni și pentru prima dată am avut o hartă în mână și un ghid cum să mergem și ne-a învățat cum să umblăm prin pădurile de munte. În pădurile de munte este foarte ușor să te rătăcești. Ne-a dat o hartă și pe hartă erau anumite marcaje. Și dacă mergeai după marcajul care avea două benze albastre și una albă în mijloc, ajungeai la stâna de vale. Dacă mergeai după un alt marcaj care avea două galbene și unul albastru în mijloc, ajungeai în altă parte. Și dacă mergeai după un alt marcaj, ajungeai în cu totul altă parte. Tot așa Dumnezeu a marcat istoria și a marcat Scriptura din Geneza și până în Apocalipsa,
atât de simplu, cu semne pe care să le înțelegem, încât spune că și cel lipsit de minte nu se poate rătăci în ea. Astfel, și am să dau două, trei exemple, când Dumnezeu a vrut să arate credincioșilor valoarea și importanța trupurilor noastre, folosește imaginea templului. Și spune în, pe aceeași pagină pe care se află textul pe care l-a citit, spune: nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Templul, în imaginea celor care erau în audiența Domnului Iisus Hristos, era locul unde oamenii mergeau să se întâlnească cu Dumnezeu. Era locul unde mergeau să se închine. Era locul unde aduceau jertfele. Era locul prezenței lui Dumnezeu. O imagine ca aceasta, când Domnul Iisus, când auzim cuvintele acestea, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. O imagine de aceasta spune mai mult decât 1000 de cuvinte. Face acest concept mult mai clar și pe înțelesul nostru. Dumnezeu, noi ca și persoane, avem valoare în ochii lui Dumnezeu pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi. Când Duhul lui Dumnezeu pleacă din noi, vedeți, trupul acesta nu mai are nicio valoare. Îl punem în pământ și putrezește. Când Dumnezeu a vrut să arate importanța credinței, ia tot o imagine din trecut. Și dacă vă uitați cu mine în Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, avem această imagine, vă aduceți aminte de ce se întâmplă atunci când Moise și Aron, poporul cârtește împotriva lui Moise și Aron în pustie și a spus: ne-ați dus în locul acesta să murim de foame, să n-avem ce mânca și să n-avem ce bea. Și Dumnezeu pedepsește poporul și trimite niște șerpi veninoși. Sunt mușcați și mor. Și atunci Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise se roagă pentru popor și Dumnezeu îi spune lui Moise: ia o prăjină și fă un model de șarpe pe el, din, ca aceștia care au mușcat. Și spune poporului: cei ce vor privi la șarpe, ce vor face? Vor fi tămăduiți, vor fi vindecați. Rețineți această imagine pe care Dumnezeu o creează atunci în pustie și uitați-vă în Ioan capitolul 3, versetele 14 și 15. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Un concept care ni se pare probabil atât de dificil, dar încă de la început, mântuirea, salvarea, Dumnezeu a semănat acest concept în viața poporului, pentru că și cei din vechime, când au privit la șarpe în pustie, nu șarpele și nici bățul nu i-a salvat, ci credința în cuvântul lui Dumnezeu, că cei ce vor privi la șarpe vor fi salvați. Și ia Dumnezeu imaginea aceasta și o pune în Noul Testament. Și spune: și după cum a înălțat Moise, aceeași imagine, tot așa va fi înălțat și Domnul Iisus Hristos, Fiul omului. Aceeași imagine. Ce simplu. Credință în Vechiul Testament, credință în Noul Testament. Când Dumnezeu a vrut să ne arate secretul mântuirii, Dumnezeu creează o altă imagine, imagine despre care am citit în seara aceasta, imaginea jertfei, și astfel s-a născut primul Paște. Dacă vă aduceți aminte, primul Paște, dacă deschideți împreună cu mine, la Exod, capitolul 12, avem primul Paște. Și aș vrea ca să observați cum parcă așa ca un drum de munte marcat cu diferite culori din loc în loc, Dumnezeu marchează pe paginile Sfintei Scripturi acest concept al salvării, al jertfei prin vărsare de sânge. Și dacă vă uitați în Exodul capitolul 12, sunt câteva elemente care Dumnezeu le așează. Vă aduceți aminte, în Egipt era urgia 10-a, moartea întâilor născuți
Și Dumnezeu pregătește egiptenii și Dumnezeu pregătește izraeliții pentru ieșirea din robie, din robia egipteană. Și atunci când Dumnezeu vorbește cu Moise, îi spune în versetul 3, vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți-le, în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Versetul 6, să-l păstrați până în ziua 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara. Mielul de jertfă este un element pe care Dumnezeu îl așează în conceptul salvării. După aceea, dacă ne uităm în versetul 7, mai departe, cuvântul spune să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Sângele curs și în versetul 13 spune de ce. Sângele va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă. Traducerea corectă este și voi trece peste. Voi trece peste, pass over, de aici avem și expresia în engleză, pass over, voi trece peste, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Iar apoi, spune cuvântul în versetul 12, ultima parte, eu, Domnul, în noaptea aceea, eu voi trece, adică Dumnezeu, prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuții din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul. Avem conceptul de miel, avem conceptul de sânge, sângele mielului care să fie pus pe stâlpii ușii și apoi avem prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ia semnul acesta, ia imaginea aceasta și o poartă prin istorie și spune pomenirea acestei zile s-o păstrați, versetul 14, foarte important, și pomenirea acestei zile s-o păstrați și s-o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului, s-o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Vedeți, Dumnezeu putea să le lase un tablou, putea să le lase o sculptură în piatră, Dumnezeu putea să le lase un semn, putea să le lase un obiect, dar Dumnezeu le lasă o realitate, o imagine pe care să o sărbătorească cu caracter permanent, un eveniment, o realitate care să le amintească de câteva lucruri care erau acolo. Pentru că Dumnezeu avea un scop ca semnul acesta, modelul acesta să-i conducă la o realitate mult mai mare și mult mai puternică. Și atunci când izraeliții intră în țara Canaanului și când Dumnezeu așează sistemul jertfelor și sistemul altarelor și a ispășirii, aceleași elemente în jertfele de ispășire le găsim și dacă vă uitați în Leviticul, capitolul 16, găsim toate aceste elemente. Atunci când marele preot intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an cu jertfă de ispășire, cu sângele țapului și sângele vițelului, avem acolo aceeași imagine. Jertfa, sângele acela, animalul era junghiat, sângele era stropit peste capacul ispășirii în Sfânta Sfintelor, unde Dumnezeu cobora. Era simțită prezența lui Dumnezeu și asta însemna că Dumnezeu acceptă substituția și în loc să moară poporul care era afară, preotul spunea, Doamne, pune păcatul lui asupra jertfei acestea și sângele tău să curățească acest popor. Dar vedeți, această jertfă trebuia repetată și repetată mereu și mereu și în fiecare an și ori de câte ori păcătuiau, era o jertfă imperfectă. Și apoi ajungem la textul pe care l-am citit la timpul nostru de rugăciune din Matei, capitolul 26 și regăsim același semn. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și dacă ne uităm în evrei, nu există timp în seara aceasta, vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca și mielul lui Dumnezeu.
mielul de jertfă. Apoi, căci acesta este sângele meu, versetul 28, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Avem mielul pe Domnul Iisus Hristos, avem sângele Domnului Iisus Hristos și apoi avem prezența lui Dumnezeu. Credem că Dumnezeu este prezent în locul acesta prin Duhul Său cel Sfânt. Iar apoi Pavel în Corinteni, capitolul 11, spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Sărbătoarea aceasta să fie spre pomenirea mea. Și așa cum ați auzit cântarea care a fost cântată, vom face lucrul acesta și vom urmări modelul acesta, semnul acesta, până într-o zi. Știți până când? Până în ziua când vom fi cu Domnul nostru în veșnicie. Matei 26:29, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Și așa cum am spus, cei care sunteți dornici de studiu, uitați-vă în Evrei și găsiți legenda și vedeți cum fiecare element, mielul este Domnul Iisus Hristos, sângele este sângele jertfei, sângele Domnului Iisus Hristos care a curs pe cruce și prezența lui Dumnezeu sunt acolo. Și când Pavel spune căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit, înțelege că Domnul Iisus Hristos, că mielul de jertfă a fost acolo, înțelege că sângele Lui a curs pentru noi și înțelege că Domnul Iisus Hristos a fost și marele preot și este și Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu a fost acolo. Hristos, Paștele nostru, Hristos mielul, Hristos sângele, Hristos Dumnezeu. Și când spunem Hristos, Paștele nostru, aceasta înțelegea evreul și aceasta înțelegem și noi. Întrebarea în seara aceasta, acum când stăm și ne cercetăm, stând în fața mesei Domnului, este Hristos și Paștele tău? Mergem din nou în Vechiul Testament la origini, unde am văzut semnul și spune că atunci când poporul evreu a trebuit să iasă din robia egipteană, Domnul le-a spus să facă azimi. Cei ce au stat să facă pâine au trebuit să aștepte să dospească și au rămas în Egipt. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu spune să facă azimi, pentru că azimile le făceau în grabă. Era o stare de urgență, era o stare de o deosebită importanță. Timpul era foarte important în acel moment. Au sărbătorit ceea ce Dumnezeu cere poporul evreu să sărbătorească numai cei care au ieșit din robie. Numai cei care au mâncat azimile, nu cei care au așteptat să mănânce pâinea dospită. În seara aceasta aș vrea ca să spun în fața mesei Domnului, timpul este important. Astăzi, spune cuvântul, dacă auzi cuvântul. Astăzi, dacă auzi cuvântul, întoarce-te la Domnul. Astăzi, dacă auzi cuvântul, pocăiește-te. Astăzi, dacă auzi cuvântul, timpul este de esență. Este important să ne cercetăm. În 1 Corinteni avem 11, avem câteva avertismente legat de importanța momentului când stăm la masa Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Dacă vrei să te judeci tu, atunci nu ai parte de judecata Domnului. Dacă ne-am judecat singur, spune Pavel, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Timpul este important. Acum, cercetarea este importantă și apoi este urgent. Ziua de mâine nu e a ta.
Momentul când pășim pe ușa aceasta, nu avem nicio garanție că ne vom mai întoarce vreodată înapoi. Este o stare de urgență. Și spune Domnul să ne judecăm acum. Pentru că dacă ne judecăm acum, nu mai trebuie să ne judece El. Să ne apropiem, spune autorul Epistolei către Evrei la capitolul 10, versetul 22, cu o inimă curată. Să ne apropiem cu o inimă curată și curățită și cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. În încheiere am câteva întrebări pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Este Hristos cu adevărat Paștele nostru? Este Hristos Paștele tău? Ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca mielul lui Dumnezeu care a venit să ridice și păcatul tău? Dacă da, ai dat voie sângelui Domnului Iisus Hristos să te curățească în seara aceasta? Am avut un timp de rugăciune. Acum stăm în prezența lui Dumnezeu și în fața mesei Domnului și avem timp de cercetare. Dacă sunt lucruri în viața ta și în viața mea care credem că nu sunt potrivite, nu sunt pe placul lui Dumnezeu, haideți să le mărturisim în gândurile noastre în clipele acestea. Haideți să le aducem înaintea Domnului. Haideți să-i spunem Domnului și să lăsăm ca sângele Domnului Iisus Hristos să ne curățească încă o dată. Evreul, după ce își curăța casa înainte de sărbătoarea azimilor, care dura 7 zile, înainte de aceasta fiecare evreu trebuia să-și curețe foarte bine casa, să cerceteze fiecare ungher, fiecare cămară, fiecare vas și să vadă dacă nu cumva a rămas ceva aluat din nebăgare de seamă, din neveghere. Și după ce făcea curățirea aceasta cu multă grijă și multă băgare de seamă, făcea o rugăciune. O rugăciune pe care te îndemn să o faci și tu și am să o fac și eu în seara aceasta. O, Doamne Dumnezeule, am aruncat afară din casa mea tot aluatul, care este simbolul răului. Și dacă a mai rămas vreun aluat de care nu știu, și pe acesta îl scot afară din toată inima. Îl scot afară din toată inima. Haideți să ne cercetăm înainte de a ne apropia de masa Domnului. Într-adevăr, să dăm afară orice aluat care ar putea să existe în viața noastră. Măturați, spune Pavel, aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Să prăznuim, să sărbătorim, este cuvântul mai potrivit pentru noi astăzi, și sărbătoarea, dar sărbătoarea nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și ale adevărului. Amin. Amin. Domnul să ne ajute. Iisuse, pentru mine, spun în dreptul tău în seara aceasta, cerul tu l-ai părăsit. De strălucirile mărețe, strălucirile cerului, frumusețile și bogățiile, locul în care domnește Dumnezeu în gloria sa, de toate acestea, Doamne, te-ai părăsit să iei locul meu pe cruce.
La cruce nu se mai vorbește. La cruce nici nu se mai râde, nici nu se mai spun glume. La cruce se moare. La cruce se tace. Pentru că pe lemnul de la mijloc este răstignit Fiul lui Dumnezeu. În locul meu. În locul tău. Apostolul Pavel n-a fost la cruce. Dar prin inspirație divină, mesajul lui cu privire la cina Domnului este același cu mesajul Domnului Iisus din camera de sus. La 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23, el mărturisește felul în care Dumnezeu i-a descoperit prin Duhul Sfânt evenimentul din această seară, semnificația lui și felul în care trebuie să ne împărtășim. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat. Va fi vinovat, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Înainte de a ne apropia de bucățica de pâine și de paharul cu rodul viței, îngăduiți-mi să vă aduc aminte o întâmplare adevărată pe care am auzit-o chiar de la persoana care a fost martor. Și după ce vă voi spune întâmplarea, vă voi spune de ce v-am adus aminte această întâmplare. Am avut harul să stau în prezența unei misionare din Africa, împreună cu soția mea și cu mai mulți păstori din România, imediat după Revoluție. Și sora aceasta a avut o mărturie zguduitoare. Spunea: eu sunt fată de misionar, eu m-am născut și am crescut în Africa împreună cu părinții mei și eu am continuat slujirea după ce ei au plecat în veșnicie. Unul dintre cele mai emoționante momente pe care le-am trăit acolo în Africa era timpul de cina Domnului. Biserica se aduna sub un pom și după ce se predica, trebuia poporul să se împărtășească. Și tata punea o frânghie și spunea: cei ce l-au primit pe Domnul Iisus și cei ce sunt în rânduială cu viața și pot să se împărtășească, nu spre o sândă, ci spre slava lui Dumnezeu, să vină dincoace de frânghie. Cei care nu sunt mântuiți și botezați fiind, nu sunt în rânduială cu viața, să rămână dincolo de frânghie. Spunea sora, era emoționant să vezi cum unii treceau și alții rămâneau. Aceasta e întâmplarea. De ce v-am spus-o? Imaginați-vă că în locul meu și a fratelui Chiera stă Domnul Iisus. Și acum întinde frânghia. Și spune: cei vrednici să treacă dincoace de frânghie, ceilalți să rămână dincolo de frânghie. Păi spune: dar n-am mințit, n-am furat, n-am băut, n-am dat în cap la nimeni, n-am curvit, n-am stricat casa nimănui. Bine că nu le-ai făcut, slavă Domnului. Dar Domnul Iisus poate te-ar întreba: ai ajuns la zi cu cititul Bibliei? Ești în regulă cu viața de rugăciune și cu postul?
cum stai la capitolul părtășiei în casa ta. Tată, ești soț, dar mai ales ești preot. Soră, trăiești sub autoritatea cuvântului și a soțului tău? Cum stai la capitolul relații cu el pe verticală și cu semenii tăi pe orizontală, inclusiv cu cei din casa Domnului? Ți-ai adus aminte în ultimul timp de vreun orfan, de vreo văduvă, de vreun sărac, de vreun necăjit? S-a pocăit cineva prin tine în ultima vreme? Frânghia e aici. Răspunsurile la întrebări nu mi le dai mie. El asistă. El îi capul. El îi Domnul. Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Și în această seară e aici. Că ce am primit de la nou, Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o să se împărtășească. Ne ridicăm. Cu toți în duc și în adevăr stăm înaintea lui Dumnezeu. E vinerea mare sau vinerea neagră. Împreună cu fratele Mircea Moț, cu voce tare, ne rugăm ca Dumnezeu să ne cerceteze și să facă eficient trupul Domnului Iisus peste Biserica New Life și peste prietenii casei Domnului. Ne rugăm lui Dumnezeu. Amin. Amin. Da, Doamne, Dumnezeul nostru, în această seară, parcă mai mult decât oricând altă dată când luăm parte la masa ta, suntem copleșiți de greutatea, de importanța momentului, da. Doamne. Este vinerea mare. Da. Este momentul în care între cer și pământ trupul tău s-a frânt. Da. Pentru mine, pentru păcatele mele, pentru păcatele noastre, ale tuturor celor care ne-am pus încrederea în tine. Doamne, în această seară vreau să-ți mulțumesc pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în această seară, Doamne, te rog prin Duhul Tău cel Sfânt să continui să faci, Doamne, liniște în inimile și în sufletele noastre. Să continui să ne cercetezi, Doamne. Da. Nu este prea târziu ca să facem și să refacem legătura cu Tine. Nu este prea târziu să ne cerem iertare. Nu este prea târziu să ne cercetăm, pentru că astfel, Doamne, în chip vrednic, să putem să luăm parte te rugăm, la masa Ta. Doamne. Îți mulțumesc pentru că ne vei cerceta și ne vei da putere să ne apropiem de masa Ta. Și dorim ca acest act pe care îl facem acum, aici, în această seară, să fie o pildă, să fie un exemplu pentru cei care încă nu sunt mântuiți, Doamne. Amin. Și Duhul Tău cel Sfânt să continue, Doamne, să lucreze mântuire în sufletele celor care nu sunt mântuiți. Te rog, Doamne, să sfințești, Doamne, bucata de pâine, amin, care reprezintă trupul Tău. Încă o dată, Doamne, îți mulțumim. Amin. Spunem că Te iubim, amin, Doamne Iisuse, pentru ce ai făcut în locul nostru. Te iubim și dorim să fii nu numai Mântuitorul nostru, dar și Domnul nostru, amin, astăzi și toată viața. Amin. Amin. Ocupăm locul. Înainte de a veni tava cu bucățica de pâine, aș vrea să știți că din cina Domnului se pot împărtăși toți aceia care au mărturisit un botez nou testamental într-o iertare a păcatelor, care sunt în rânduială cu cerul, cu biserica, cu familia și cu semenii lor. După cuvântul care zice, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta, în liniște, meditând, cu vocea înceată, stăm înaintea Domnului în timp ce cântăm și ne împărtășim. Lăsați Duhul Sfânt să continue cercetarea în această seară.
respect pentru jertfa de la Golgota. Ne ridicăm și ne amintim că în noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus a luat o pâine. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, în amintirea mea, a spus Domnul. Luați, mâncați. Tot astfel, după cină, spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând: acest pahar este sângele legământului celui nou, sângele care s-a vărsat pentru fiecare dintre noi. Să facem lucrul acesta spre pomenirea Domnului Iisus Hristos. Este viața Domnului Iisus care și-a dat-o pentru noi. Ultima picătură de sânge și-a dat-o pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Haideți în seara aceasta să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest pahar și ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze și, bând acest pahar, să păstrăm legământul despre care cuvântul ne spune. Ne rugăm împreună cu fratele Mircea Filip. Te slăvim, Tatăl nostru care ești în ceruri, pentru că în providența ta s-a înscris și această zi de vinerea mare pentru răscumpărații tăi din această adunare și nu numai. Mulțumim pentru mesajul Evangheliei tale ancorat în realitatea Scripturilor. Și mărturisim și noi, ca odinioară copiii tăi, Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Mulțumim pentru simbolisticile Vechiului Testament, care și-au găsit împlinirea în realitățile nou-testamentale. Da. Și iată-ne, Doamne, părtași la masa Ta. Da. Rugămintea pe care o avem la acest timp de aducere aminte și de cercetare e ca să binecuvintezi acest pahar cu vin, simbolizând sângele Domnului vărsat pe lemnul de pe Golgota. Amin. Mulțumesc că El mi-a curățit viața mea și a fraților mei și mulțumesc, Doamne, că vrei ca să trăim o viață curată și în continuare. Amin. Având această încredințare că ce Tu binecuvintezi în veci e binecuvântat, noi și mulțumim și Te cinstim ca Tată, Fiu și Duh Sfânt, acum și în veci. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Yeah.
astfel, spune cuvântul, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el, beți toți din el. Ocupăm locurile și rămânem încă câteva momente răspunzând la întrebările pe care cântarea ce vom cânta ni le aduce ca să ne provoce din nou. Frați și surori, iertați-mă, vă iubesc, e vinerea neagră, Iisus e pe cruce, nu mai pleca murdar de aici, a curs și curge sânge ca să spele păcate, ca să curețe conștiințe, ca să mântuiască oameni. Avem prieteni în această seară. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Urmărește întrebările și dă răspunsurile care îl satisfac pe Dumnezeu și care îți aduc ție împlinire, mântuire și binecuvântări. Amin. Să fie Domnul. Vă rog să reocupați locurile.
Vom da loc anunțurilor pentru adunare, în timp ce o să rog pe sora Moni cu un preludiu la pian să cinstim pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie. Vă salutăm pe toți cei care și în această seară sfântă de Vinerea Mare ați hotărât să fiți la închinare cu sfinții de la New Life. Ne bucurăm de reîntâlnirea cu sora Braica, cu sora Vancea, cu familia Arcan și pe toți ai case ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, avem musafiri care sunt cu noi și mă bucur să îl salut pe prietenul Lucian Suciu, reprezentant de la Consiliul Orășenesc Oțelul Roșu, care e prieten cu familia Stancu. Și pe domnul Lucian ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. V-aș ruga să vă ridicați, domnul Lucian. Binecuvântarea Domnului să fie revărsată peste dumneavoastră. De asemenea, salutăm familia fratelui Băhnean Adrian din Chicago, care sunt cu noi. Și pe dânsii rog să se ridice ca să-i cunoască adunarea. Domnul să vă binecuvinteze. Și salutăm și pe fratele Clapa din Hickory, North Carolina. Îl rog și pe fratele Clapa să se ridice. Domnul să vă binecuvinteze. Iar de ce nu îi rugăm să se ridice și pe fratele Mircea Bată și pe fratele George Braica, care după 3 săptămâni, Domnul să-i binecuvinteze. V-am simțit lipsă, dragilor, și așa ar trebui să ne pese de fiecare mădular din trupul lui Hristos. Când nu e cineva în adunare, sunați-i, nu-i numai datoria noastră a fraților din conducere, chemați-i, rugați-vă pentru ei, pentru că ori suntem un trup unit, ori dezmembrat. Dar dacă suntem copiii Domnului, suntem mai mult decât biruitori. Mâine, dacă Dumnezeu va îngădui, toți cei care aveți dorința să participăm la Marșul Învierii, care va începe undeva în downtown de la ora 1. Iar ziua sfântă de duminică o vom serba în Casa Domnului de la ora 10, cu mențiunea că de la ora 8:30 dimineață se va servi breakfastul de înviere în sălile în care se adună tinerii adunării. Acestea fiind spuse și colecta urmându-și cursul, haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și pun pe inima fratelui Mircea Baltă să mulțumească Domnului pentru harul acestei seri, pentru puterea Evangheliei, pentru bucuria ce am simțit-o de a fi părtași din nou la masa Domnului și să ne încredințăm în mâna Lui și în continuare. Să ne rugăm Domnului. În veci de veci. Slavă ție, Doamne. Mulțumim. Mulțumim. Dorim, Doamne, ca să fim recunoscători pentru așa te rugăm. Te rugăm. Dorim, Doamne, ca să dai mântuirea ta celor care nu te cunosc. Așa te rugăm. Dorim, Doamne, ca să-ți binecuvintezi lucrarea ce din casa ta. Te rugăm. Să binecuvintezi, Doamne, și marșul din ziua de mâine. Așa te rugăm, Doamne. Să fim o mărturie pentru orașul acesta. Așa te rugăm. Dorim ca voia ta să se facă în toate lucrurile. Ne încredințăm în mâna ta, Doamne, și dorim să ne bucurăm de învierea Domnului Iisus. Slavă Lui. Și vrem ca numele Tău să fie lăudat în tot ceea ce facem și fii slăvit pentru toate binecuvântările care le dai. În numele Lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Iar aceluia care poate să ne dea mult mai mult decât gândim sau cerem noi, singurului Dumnezeu adevărat, prin Iisus Hristos și Duhul Sfânt, dorim să-i fie adusă toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și în ziua veșniciei. Amin. Cu harul Domnului, adunarea este liberă până duminică dimineața la ora 10.